Aici, ceea ce vedeți este copia unei cărți care se află la Academia Română, o carte realizată, de fapt este o carte de știință, realizată sub patronajul Academiei Maghiare de Știință, o carte despre lingvistică, o carte pe care, a cărei copie ne-a oferit-o aici în emisiune domnul Dumitru Ioncică, directorul editurii Uranus, pe care îl și salut. Bună seara! Bună seara! Așa, vom vorbi despre această carte în care specialiștii maghiari în anul 1982, sub cugirul Academiei Maghiare de Științe, da, argumentează și prezintă toate probele științifice din care rezultă că numai puțin de 2333 de cuvinte din lexicul de bază a limbii maghiare sunt împrumuturi din limba română. Asta înseamnă că cuvintele care provin din limba română în limba maghiară sunt mult mai multe, ținând cont că vorbim de lexicul de bază. Ori din lexicul de bază se formează alte cuvinte care, desigur, au aceleași rădăcini. Cu toate că această carte, a cărei copie o avem aici, în emisiune, se găsește la Academia Română, ea este ignorată și toate cuvintele care apar în limba maghiară ca fiind împrumuturi din limba română, în limba română apar ca fiind împrumuturi din limba maghiară sau din alte limbi. Această carte, realizată sub cugirul Academiei Maghiare, este într-un mod de neînțeles, impardonabil, ignorată de specialiștii, de lingviștii de la Academia Română, ceea ce ne pune foarte serios pe gânduri, pentru că până și cuvântul neam, care în dex apare ca fiind împrumutat din limba maghiară, la maghiar apare ca împrumutat din limba română. Ne întoarcem acum la un subiect exploziv. Pentru că, iată, avem aici, în față, și îi și înmânez cartea pentru că domnul Ioncică o să ne spună mai multe, despre această carte, această lucrare științifică de lingvistică, publicată în 1982 sub patronajul Academiei de Științe a Ungariei, în care, așa cum am spus la începutul emisiunii, se dovedește că 2333 de cuvinte din lexicul de bază al limbii maghiare este împrumutat din limba română, chiar dacă autorii pe puncte ai dicționarului explicativ al limbii române, pe care domnul Dumitru Ioncică l-a numit foarte plastic într-o altă emisiune copilul infirm al Academiei Române, chiar dacă dexul nostru pretinde că noi românii nu am fost capabili să creiem niciun cuvânt propriu și că limba română, într-un mod miraculos, unic în această galaxie, vă asigur, se bazează numai pe cuvinte de împrumut. Și în legătură cu acest document, care, subliniez, se află de mult timp la Academia Română din București, iar academicienii noștri, secția de lingvistică, îl ignoră cu nonșalanță, că de ce ar conta faptul că Academia Maghiară de Știință spune că 2300 de cuvinte din lexicul de bază sunt împrumuturi din română, dacă autorii pe puncte ai dicționarului au stabilit că aceleași cuvinte sunt împrumuturi din maghiară sau din alte limbi, dar numai autohtone n-au voie să fie, pentru că românii trebuie să fie proști și incapabili de un act creativ elementar, cum ar fi acela de a păstra un fond de cuvinte de bază. Și acest lucru este demontat în această carte foarte bine de cercetătoarea Iulia Brânză Mihăileanu, o carte pe care a numit-o Pentru cine este nocivă originea tracă a limbii a limbii române. Domnule Ioncică, acum e rândul dumneavoastră să ne spuneți care este povestea acestui document? De când știți că el este la Academia Română și cum ați reușit să faceți această copie? E vorba de cartea lui Ferenc Bacoș, care este un dicționar propriu-zis de cuvinte originare din limba română și împrumutate din limba noastră în limba maghiară. Ferenc Bacoș este un lingvist al Ungariei. Cartea este scrisă și a apărut în 1982,
se află din 1983 la Academia Română, un exemplar și un alt exemplar la Biblioteca Academiei Române. E bine, cartea este complet necunoscută românilor. Este complet necunoscută mediilor lingvistice. Sau este cunoscută, dar este ignorată. Una peste alta, Ferenc Bacoș numără ca împrumuturi din limba română, în limba maghiară, 2333 de cuvinte care aparțin unor de 23 de domenii diverse, cum ar fi creșterea oilor, activități intelectuale, țesut și producerea îmbrăcămintei, creșterea animalelor, prepararea hranei, datei, datin, dansuri, jocuri populare, agricultură, caracterizarea personalității, plante spontane și de cultură, nume geografice, animale sălbatice, biserică, credințe religioase, părțile corpului omenesc, comerț, relații, măsuri, finanțe, minerit, diverse. Deci unor domenii care reprezintă realității, care denumesc realități sociale în limba maghiară și care au precizate totodată și datele de intrare în limbă. E vorba aici de cuvinte intrate în limba scrisă și atestate în limba maghiară scrisă. În afara acestora, desigur că mai sunt foarte multe cuvinte în limba populară, în oralismele limbii maghiare. Și ele sunt rezultate, în marea majoritate a cazurilor, din conviețuirea de secole a românilor cu ungurii. Unul din cuvinte, așa cum spunea domnul Roxin, este cuvântul neam. Și dacă se poate să facă o transfocare, aici este neam, care este originar din limba română. Ei, nu de aceeași părere este dicționarul explicativ al limbii române și aici, în cartea Pentru cine este nociv originea tracodacă a limbii române, Iulia Brânză Mihăileanu îi spulberă pe autorii Dexului. Îl găsesc acum. Practic, cuvântul neam este dovedit și de lingvistul din Statele Române, lingvistul român Mihai Vinereanu, ca făcând parte din fondul indo-european, da? Deci el este un cuvânt cu rădăcini mult mai vechi și este straniu ca un cuvânt atât de esențial pentru un popor să fie împrumutat din limba maghiară, din limba unor migratori. Dar iată că autorul maghiar, cu onestitate, desigur că această lucrare nu este iubită în acest moment în Ungaria și probabil că ar dori ca ea să dispară de peste tot, da? Pentru că schimbă perspectiva lucrurilor, nu? 2300 de cuvinte din lexicul de bază mutat de la români este o mare problemă pentru este o țară o care problemă. Are politica pe care o are Ungaria. Noi încercăm pe toate căile să o aducem în România și să o traducem, să obținem un copyright de la editura Academiei Maghiare și să o facem cunoscut românilor. Nu cred că o să vă dea Academia Maghiară. Am încercat pe diverse căi, au fost intrări înfundate, ca să zic așa, dar încercăm să mai... încercarea martenare. În legătură cu limba română, noi avem în redacție o carte care va da multe bătăi de cap lingviștilor români și mai ales teologilor, care îi spune avatarele limbii române, rapturi, confiscări, falsuri. Este o decorticare, practic, a limbii române, mai ales cea folosită în cadrul serviciului divin, în cadrul liturghiilor, limba română folosită în rugăciuni, în Tatăl nostru, de exemplu. Sunt făcute niște falsuri extrem de subtile, în primul rând de greci. Grecii au folosit, de exemplu, o rădăcină, căreia i s-a adăugat o terminație grecească și ni s-a servit ulterior cuvântul ca fiind de origine greacă. Slava veche,
limba kazaniilor, a preluat aceste realități fără să le digere, le-a preluat ca atare și la rândul ei ni le-a servit ca fiind de origine slavă. Ori cartea noastră, care are vreo 800 de pagini, o să demonstrează, și care va apărea în cursul anului viitor, demonstrează cu asupra de măsură vechimea extraordinară și prevalența a limbii, și prevalența limbii române asupra limbilor europene în general. Adică este cât se poate de normal ca un popor sedentar, cum este poporul român, cu toate influențele care au fost exercitate asupra lui, să fi fost cel care a creat influență asupra popoarelor migratoare, pentru că este straniu, este de neconceput să pretinzi în dicționarul explicativ al limbii române că acele comunități izolate din munții României, unde n-au ajuns migratorii decât așa în visele lor, n-au fost în stare să conserve cuvinte simple care au legătură cu obiectele cele mai elementare ale gospodăriei lor, cu activitățile cele mai simple. Adică cum poți tu să pretinzi, om de știință, membru al Academiei Române, o absurditate atât de mare? Și faptul că această lucrare realizată de un specialist maghiar sub patronajul Academiei Maghiare de Științe se află la Academia Română cu un an, la un an după publicarea acestei cărți, iar academicienii români au preferat să ignore decât să corecteze prostiile din dicționarul explicativ al limbii române. Asta ce arată, domnule Ioncică? Nu numai atât. Din punctul meu de vedere, este o greșeală mult mai profundă și mai gravă. Dicționarul, Dexul, ignoră în primul rând spiritualitatea extraordinar de veche a neamului românesc. Da. Această limbă nu s-a născut din nimic, s-a născut ca urmare a unei spiritualități fundamentale. Credința în Zamolxe, de exemplu, zamolxianismul, care a fost rafinat de deceneu și a devenit o religie, așa cum remarca și Iosef Flavius prin 67, era o credință mult apropiată de religia creștină. Ori nu poți să ignori aceste lucruri, pentru că limba nu reprezintă doar atât, reprezintă, e o chintezență, e o modalitate de comunicare, dar este și expresia spiritualității neamului care o vorbește. Deci ignorarea este, ce să zic, cu totul și cu totul de neiertat. Nu poți să spui că, de exemplu, din toate cuvintele care denumesc pești în limba română, ei bine, toate sunt luate din bulgară. Dar e o altă aberație. Adică românii n-au fost în stare să păstreze niciun nume propriu al peștilor din Dunăre. Cred că sunt peste 400 de nume de pești care, potrivit Dexului, sunt împrumutați din limba bulgară sau de la slavi. Nu? Sau, dat fiind faptul că ei erau, practicau transhumanța și oieritul dacii, exclus să nu accepti că au avut și cuvinte pentru a denumi ocupația de bază. Poate că brânză, cioban, cergă, oaie, da. Toate sunt date cu... Poate că nu avem specialiști suficient de buni la Academie Română ca să înțeleagă și poate că, ținând cont că secția de lingvistică a Academiei Române este condusă de domnul Sala, da? Care este un expert în ebraică și are lucrările pe zona asta. Vă înșelați, avem specialiști. Avem specialiști foarte buni, dar pe semne că sunt de rea credință. Împingem lucrurile până într-acolo. Că pe domnul Sala putem înțelege. Dânsul este specialist pe ebraică și alte lucruri, nu neapărat pe limba română, și atunci putem să înțelegem, mă rog, dar... Ce se întâmplă? Noi trăim într-o lume care se confuzionează din ce în ce mai mult. Trăim într-o istorie
prezentată, istorie oficială falsă, într-o lingvistică falsă. Mai nou, dacă vreți, falsurile se, și confuzia se prelungesc până în zilele de astăzi. Iau de exemplu drapelul. Drapelul românesc, care este roșu, galben și albastru. Care este atât de, cum să zic, riscant conceput, încât intră în concurență cu drapelul CIAD-ului. Știți, da, că avem probleme, avem litigi internaționale legate de acest drapel, că și CIAD-ul spune ce, da, ce drapelul vostru este mai nou decât al nostru. Așa o fi, dar drapelul nostru avea pe vremuri, da, o stemă. Ei bine, și stema aia este falsificată. De exemplu, componenta transilvană a schemei menține heraldica de la 1600, care reprezenta cu totul și cu totul altă realitate și politică. Da, deci nu este o adaptare. Nu este o adaptare, s-a menținut heraldica de la 1600 și sunt foarte mulți revoltați împotriva acestei chestiuni. Ce au oamenii ăștia cu limba română? Pentru că, eu vă spun, este la mintea cocoșului, că atunci când cineva de peste graniță îți servește pe tavă, îți ridică mingea la fileu și spune: române, noi ungurii avem 2330 de cuvinte de la voi. Păi voi românii, voi care faceți, voi care coordonați munca aceasta lingvistică, nu folosiți acest lucru pentru a îmbogăți limba română cu 2330 de cuvinte autohtone? Păi aici este deranjul, pentru că dacă aceste cuvinte pe care ei pretind în mod absurd că sunt împrumuturi din limbile din jurul nostru, maghiară, slavă, bulgară, turcă și așa mai departe, s-ar dovedi că și sunt țigănească. Și așa, s-ar dovedi că sunt cuvinte autohtone, păi s-ar chema că rădăcinile getodacice ar fi foarte mult ridicate, aduse în prim plan și că teoria romanizării ar începe să se clatine foarte mult. De aceea, așa cum spunea și altcineva, Dexul este un instrument de conservare a tezei false a romanizării. Vă rog să-mi permite să răspund cu niște impresii ale istoricului Eneas Silvio, cunoscut și sub numele de Enea Silvio Piccolomini, adică viitorul papă Pius al II-lea, care a trăit pe la 1450, contemporan cu Vlad Țepeș. Și el, vorbind de expansiunea dacă în nord-vestul și în nord-estul continentului european, adică în zona Rusiei, Apoloniei, a Danemarcei, Suediei, Norvegiei și așa mai departe, spune că și pe care le-a numit pe toate Dacia atunci când au ajuns acolo, ei bine, spune că acești daci, Papa Pius al II-lea, da, sunt autentificați astăzi de valahi. La 1450 spunea așa ceva. Valahii sunt... Așa, care valahi, la rândul lor, sunt autentificați prin limba pe care o vorbesc de 1600 de ani. De 16 secole de limbă care erau vorbite, dacă de la 1450, 16 secole înapoi, înseamnă cam la orizontul anilor 300, secolul 3 înainte de Hristos. Limba noastră e mult mai veche, astea erau, sigur, datele, da, erau datele cunoscute la 1450, acum știm că limba se întinde mult mai mult, la un orizont mult mai îndepărtat în timp. Dar el știa și susținea într-una din cărțile sale de bază acest lucru. Carlo Troia citează lucrul ăsta.